Toate mamele merită aplauzele noastre. Vă apreciem, doamnelor, pentru tot ce faceți pentru noi. Noi, bărbații, suntem poate uneori prea comozi și poate că uităm să vă spunem cât de mult vă prețuim. Voi munciți mult mai mult ca noi. Noi știm asta. Și pentru asta vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. Și aș avea un cuvânt de admirație pentru Maria Măriuca, preoteasă, mama a 4 copii. Ești o mamă minunată, o mamă plină de jertfă și de dragoste. Vreau să știi că tot efortul tău de a nu dormi nopțile, de a fi alături de copiii tăi, sunt apreciate de Dumnezeu. Toate mamele merită asta. Toate mamele merită aplauzele noastre. Voi și munciți la servici, pentru că ești cadru medical la spital în Baia Mare, în Sighetul Marmației. Vii de la servici și gătești, și speri, și-ți iubești copiii, și-ți iubești soțul, tu zi liberă nu ai, weekend tu nu ai, eu știu din scaunul spovedanei ce face o mamă și o soție minunată. Astăzi și în această carte este vorba despre voi, mamelor, jertfelnice, care prin jertfa voastră, ce înseamnă jertfa? Înseamnă muncă voluntară, benevolă, din toată dragostea, ca să-i fie familiei bine. Vă prețuim!